Salut, fraților, ceva ce se stă din nou găsit la un nou episod, fraților, după cum puteți vedea aici și ne jucăm astăzi Sonic Mania, fraților. Ăsta este un joculeț pe care eu când eram mic nici măcar habar nu aveam cum se numește. Este un joculeț pe care probabil mulți dintre voi știți, poate l-a jucat când erați mici, depinde câți ani aveți. Eu știu că joculețul ăsta l-aveam pe un CD, ceva de genul, aruncat pe undeva, oricum, era foarte greu să faci rost de jocul pe vremea aia. Am jucat un pic să văd ce și cum, așa că o să dau un new game să vedem ce se întâmplă aici și și v-aș ruga să apăsați foarte, foarte multe like-uri și o să vă arăt așa scurt, vreo 10-15 minuțele, ce conține acest joculeț, cum era, peste v-am zis, este unul dintre jocurile de copilărie și eu zic că merită jucat, merită văzut, este foarte, foarte, foarte tare. Mă simt atât de bine să-l joc din nou după atâta vreme, poate acum știu și ce trebuie să fac înainte, habar nu aveam, pentru că nu știam engleză și nu înțelegeam nimica, așa că vă rog să apăsați un like dacă vă place și om cum se aude, dă tempui mei! Ok? Ok? Mă sperie în puii mei. Sper să nu se audă jocul foarte tare, pentru că eu l-am dat cât de încet am putut, dar mai face chestii din astea. Ok, n-a dus aici. Bă, aparent web-ul nu stă pe time și pe score. Ia stați un pic. Piece of shit web. Ia. Uite așa. Hai. Hai băieți, ia să vedem. Au, a murit. Ce pui mei eu? Ok, încercam un buton care zicea asta că face ceva. Da, 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 da. Deci de pe A sar. De pe... aparent și de pe Q sar. Nu știu cum făceam. Fraților, deci asta trebuie să faci în joc. Dacă sare și ești bidă, îi fucking omor pe toți. Hop. Ăla a murit, prostul ăla. Și dacă ai din ăștia, cum se numesc, inelușe. Oh, ce făcut ăla, mă? Dacă ai inelușe, practic, cum se numește, mă? Atât cât ai inelușe, tu poți să... tu practic nu mori, înțelegi? Când te atacă ăștia nu mori, îți ies inelușele din tine. Și cu butonul să alergi până la infinit, bănuiesc. Și mai departe de el. To infinity and beyond. Fără că mă gândesc măcar nu știu pe unde mama mea sunt. Oh, fucking shit. Ah. Oleo. Ok, l-am nenorocit pe prost. Stați un pic. Știu că băgai cumva viteză, dar nu știu cum. Păi, cumva trebuia să bag viteză, dar am zis, chiar habar n-am, nu mai știu cum băgam viteză în acest joculeț. To... ia, vedeți? Și acum am sar inelușele de mine. Dacă nu m-am inelușe, mor. Deci, practic, trebuie să țin tot timpul inelușe la mine. Ce? Sări. Oleo. Dacă n-aveam inelușe acolo, beleam carasul. Totul e să ai inelușe la tine, v-am zis. Totul e să ai inelușe mereu la tine. Să nu le pierzi bine, că alea sunt și un fel de scor sau de puncte sau de bănuți, nici nu mai știu sigur. Ok. Uliu, ce-a fost ăla, mă? Păi ești prost? Ăla oare trebuia să le iau sau să... a, da, se pare că ăștia trebuie luate. Ce șmechere? Uite, inelușe. E o cursă pentru un inel mare, ce fă de genul, habar nu am. Deci șmecher. Oh, fucking shit. Nu pot să le culeg pe toate, ajutor! Pot să cad jos, oare? Sunt atât ciudate controlele de aici. Adică se mișcă așa, ciudat, nu știu. E 3D, voi vă dați seama ce însemna 3D pe vremea aia, că jocul e 2D. Dar aici este 3D. Ca să vă dați seama. Ce? Stai, bă, stai. Că am terminat. Am terminat. Aparent nu. March 2. Ce mă, mai am voie un march? Ai, depinde de cât timp stau, mă. Și gen am ocazie mai mare să colectez mai multe din ăștia. Abar nu am, să-mi bag picioare, de știu. Pe bune. Și chiar nu știu ce vrea să fie aici, dar hai că terminăm repede, probabil. Deci cu câte... a, uite, trebuie să umplu de-aia, mă. Chestia de acolo aparent se umple. March 3, nu-mi dă? Wow!
Stai, bă, că nu mai pot să mă țin la el. Fraților, nu pot să mă mai țin la asta. Alargă prea repede. Putem, pui mei. Și mai probabil o să cad jos. Eu zic, nu-mi face. Și pui mei. Dar ce e asta? Dar lasă-mă, pierd odată, că nu știu ce trebuie să fac aici. Ce-a făcut cu ăla? Mi-a dat puncte, o să mor tu. Dar nu mai voiam puncte. Vreau să mor. Vreau să mor. Trebuie să nu mai au din ăștia bănuți. Time over, ok. Lasă-mă, vorbim, nu știu ce facem acolo oricum. Special stage. Score 1000, match bonus 2000. Mama ta. Știu că era un fel de super viteză pe care o băgam, dar nu mai știu de pe ce o băgam. Mă făceam bila așa și mă vârteam foarte repede. Aha, gata, știu. De pe S, aparent. Deci... Da, ok. Deci, nu știu, în timp ce... Ce pot să fac aici? What? Ok, aparent... Aha! Ia, prinde bănuții. Deci trebuie să-l bat pe... Pe golduie ăsta. Și trebuie să-l bat în așa fel încât... Că nu fac... Ok, l-am bătut. Ne mai trebuie bănuții. Ah, nu mai vine răbănuții. Yay! Ta-na-na, lecturatul a trecut de primul nivel, cel mai tare lecturatul din lume. Ok, deci aparent dacă țin pe S, când am viteză mare, se face bilă. Și ia cumva așa, șmecher. Wow, fuck me. Aha. Ăla muri. Prietenul meu, Dulofan. Oleu. Dar cum? Mă, deci stai că încă nu trec. Nu trec cum? Nu, deci să mor. Oh, fuck me. Încă nu înțeleg bine cum pui mei trebuie să... Bă, ăla mă omoară, mă. Stai, să sar de aici. În jocul ăsta nu prea trebuie să stai pe loc. Uite, am luat checkpoint. Oh, da. Oh, stai, oh, nu mă trimite înapoi. Stai, mă, că n-am luat ăsta, checkpoint-ul, este. Oh, bă, cred că ăștia îmi dau damage. Stai. Oh, ce-am crezut că o mușcă acolo așa. Yeah, băieții, veniți aici că vine. Ia. Ia, ce-am luat, bă? Bă, ești prost la cap. Du-te în puii mei. Nu. Da, nu mai am super puterea aia. Era șmecheră. Da, așa că trebuie să prind viteză aici. Ah, fuck. Stai, mă. Cum făceam? Alerg. Mă, s-o moare el, deci știu cum o activez. Că aparent eu activez, dar nu prinde viteză. Să mor eu, stai așa, că nu înțeleg, vină ca. BAAAHA! Nu știu să trec de asta! Hai. Cred că nu știu să trec de asta, o să mor eu. Hai. Deci trebuie să țin în continuu pe-n față, oare? Cred că da. Ah, ok, dat timpul mi. Hai, du-du-du-du-du-du. Dacă aici. Aha, deci așa trebuie să fac. Plecați de aici, prietenii mei. Mario! Nu e Mario, ăsta e Sonic X, fraților! Aoleu!
Băruții mei! Stai, bă! Cioacă! Ok, nu vedeam nimica. Bă, ăștia mă omoară, mă! Stai, mă! Amicul meu dolofan. Dar nu e chiar așa cum crezi tu. Bun. Nu prea place să merg prin apă. Aia a rămas jos. Nu, Knuckles era altul. Knuckles era unul mai șmecher. Oh, boss. Uliu! Cred că asta nu trebuie să mă prindă. Stai. Deci vreau să mă credeți că nu știu cum să-l prind pe băiatul ăsta frumos. Cum dau în el? Ah, ok, deci nu așa. Ok, nu știu cum să-l bat pe doctorul ăsta nebun. L-am bătut, mă, gata. Pa, fraiere. Nici nu știu cum l-am bătut, dar l-am bătut. Este. Stai că vine ceva. Salut, băieții. Am trecut și runda 2. Băi, frate, jocul ăsta este super. Dacă vreți să vi-l luați, vă recomand. Se numește Sonic Mania. Cam atât a fost și cu acest joculeț. Am vrut să îmi reamintesc acest joculeț și să-l joc cu plăcere. De asemenea, vreau să vă reamintiți și voi de el. Uitați-vă aici, clubul roboților, bătețile pe Sonic X. Uite cum stau ei acolo să nu-i vadă nimeni. Aici e doctorul nebun. Ăștia pleacă și ăsta se teleportează iar, mă? Nenorocitul ăsta de doctor nebun și iar ne teleportează. Cine știe unde. Fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Și dacă vreți să mai facem jocuri din acestea din copilărie. Și noi, desigur, acum ne trimis să-mi pui mei în altă parte. Uite, cursă ceva pe noi. Pui mei? Noi o să ne vedem, fraților, data aviatoare. Oh, opa.